Teribilismul l-a costat scump pe un adolescent din Neamț. Băiatul de 16 ani s-a aruncat de pe un pod în râul Moldova ca să le arate prietenilor cât de bun înotător este. Doar că apa era prea mică, iar adolescentul și-a zdrobit capul de bolovani. N-a mai ajuns la mal. Pompierii l-au căutat ore întregi în zadar. De 4 ore, pompierii și militarii îl caută neîncetat pe tânăr. Nici urmă de acesta însă. Pe mal, rudele băiatului privesc în gol și așteaptă o veste. Mai fost, o mai făcut baie, bănuiesc că știa să înoate, dar eu știu, poate o căzut cu capul de pietre, nu știu exact ce să vă spun. S-a întâmplat după o zi întreagă petrecută la scăldat, împreună cu 3 prieteni. La întoarcere spre casă însă, băiatul a vrut, se pare, să le arate amicilor că are curaj. O vrut să sară, o vrut să fac ceva, nu știu exact ce o vrut să fac. O sărit, îmbrăcat cu tot, cu tot, cu haine, cu tot o sărit. Și a ales să facă saltul în apă de pe un pod înalt. O sărit într-un fel în cap și da, de pietroaie și o spăr capul. O ieși odată la suprafață și după aia, gata, la fund, s-a dus. Zona este una extrem de periculoasă, doar că băiatul nu părea să fie la curent cu asta. Nu știa că e o zonă periculoasă de s-a aventurat. Odată ce a sărit, nu știa. Dacă știa, nu mai sărea. La lăsarea întunericului, căutările au încetat. Peste câteva zile, băiatul ar fi împlinit 17 ani.